Salut și bun venit pe canalul ReFarm. Astăzi vreau să vă arăt ce am mai făcut pe la fermă în ultimele zile. În momentul de față mă aflu în solarul în care am plantat varză. Varza, ieri au făcut 21 de zile de la plantare. A fost un răsat puțin alungit, pentru că am făcut-o în perioada din ianuarie și februarie, când a prins foarte multe zile norate și rece, trebuie să-l țin acoperit, încălzit. Chestia asta alungește puțin răsadul. Puteam să o plantez ceva mai repede, dar n-am vrut, pentru că am avut o perioadă cu frig mai mult pe timpul nopții și n-avea rost să o pun în solar, solarul nefiind încălzit. Dar arată bine, la 21 de zile de la plantare. Cam așa arată. Recent am săpat-o, pentru că la varză îi place să fie terenul bine afânat constant. Da, îi merge foarte bine. Urmează să pornesc apa aici în solar. Am udat acum două zile la picurare și fiind foarte cald, astăzi avem 23 de grade și soare, e nevoie de apă ceva mai târziu. Da, deci cum am spus, așa se prezintă varza. Sunt mulțumit. Până acum se duce foarte bine. Îmi place cum se dezvoltă, îmi place cum arată. Între timp eu am plantat afară deja altă varză. Am plantat undeva la 10.000-11.000 de fire de varză. O să mă duc să vă arăt acum. Aici în partea asta încă nu am pus nimic, pentru că aici urmează să punem vinetele, care le voi planta mai târziu în mai, după perioada 15, undeva între 17-20 mai cred că o să le pun. Mai în față e varza. În solarul ăsta nu se mai află nimic, pentru că urmează asta să vin cu tractorul să-l pregătesc. Aici vreau să plantez dovlecei. Am ajuns unde avem varza. După cum se poate vedea, avem 5.000 de fire acoperite cu agril. Și avem 5.000... Nu, sunt mai mult de 5.000 acoperite cu agril și avem aici vreo 5.000 care nu le-am mai acoperit. Diferența între ele e doar de o zi, deci am plantat-o asta de aici cu agril, am acoperit-o, pe urmă am plantat aici care nu-i acoperit. Varza pe care o avem aici, hibridul pe care îl avem de fapt, e Autumn King. Varza arată destul de rău câteva zile de la plantare. Așa e ea până se prinde. Pe urmă o să se schimbe. În 10-14 zile o să arate cum trebuie. Da, varza de aici e plantată de 4 zile. Deci în zilele astea nu a putut să facă mare lucru. Temperaturile sunt pozitive și noaptea. Avem 10-9 grade noaptea. Ziua, cum am spus, astăzi 23 de grade. Ieri a fost 18, deci doar temperaturi bune. Ceva mici probleme cu iepurașii, care mai vin și mai mănâncă câteva frunze. Ori sunt iepurașii, ori din asta fazan. Am spus foarte mulți aici în zonă, și fazan și iepuri. O să văd după două săptămâni, când iau agrilul de aici jos, o să văd diferența între varza care e sub agril și varza care e fără agril. Logic, ar trebui normal să arate mai bine cea acoperită. Astăzi bate puțin vântul. Deci varza asta de aici e de 4 zile plantată, iar cea de sub agril de 5. Cum am spus, în al treilea solar o să plantez dovlecei. După ce am chiar aici. Între timp am repicat roșii. Roșiile astea de aici sunt repicate de aproape o săptămână. La fel și astea de aici. Cred că au 6 zile azi, da? 6 zile. Iar astea de aici le-am repicat ieri. Deci încă o diferență. Roșii repicate ieri, roșii repicate de 6 zile. Încă nu au prindere foarte bună cu cubul, dar oricum sunt frumoase, arată bine. Aici avem
Avem rila. Uite că și merge scos. Încă rădăcina e superficială, planta e superficială, dar arată bine pentru 5 zile de la ripicare. Chiar arată foarte bine. Aici e dovleacul care urmează să-l pun în solar. Foarte frumos. Astăzi vreau să pregătesc solarul și să-l plantez. Avem 500 de fire, 520 ceva de genul, cam 500 mâncat mie în solar. Iar aici avem vinetele Aragon, care au germinat foarte bine. Aici sunt semănate 4500 de vinete, la nivelul de 70 le-am pus. Deci nu o să mai fie ripicate, o să rămân așa, astea sunt vinetele pentru mine care le pun în câmp. Iar aici din nou trebuie să spun nota 10 pentru Syngenta și semințele pe care le fac. O germinare de cred că 97-98%. Deci toată alveola, foarte greu găsești câte o celulă care nu a germinat. Aici avem roșiile de la Syngenta Bobcat care vor fi puse în câmp. Avem 2000 de semințe semănate. Partea asta aici nu a fost semănată, de aia nu e și nimic, bineînțeles. Deci îs foarte, foarte mulțumit de semințele care le-am cumpărat de la ei pe tot parcursul anului. Deci efectiv îs de nota 10. Avem aici și 3 alveole de 45 cu niște roșii românești, da? Buzău 1600 din câte îmi amintesc, da, trebuie să mă uit pe plicuri. Astea le-am pus ca un fel de test, vreau să văd ce pot. Aici am ardei gras care e bun de repicat. Avem și frunzele adevărate deja. Ardei gras Belinda. Am aici 1500. Pe urmă am aproximativ 2000 de fire de capia, ureche de elefant, tot pentru vânzare. Vinete Aragon, vreo 1500, care urmează repicate și ele. Am lăsat tot pentru vânzare. Foarte frumos a reușit. Aici încă o dată avem ardei gras. Avem hibridul Bernita aici, care e și el bun de repicat, dar îl mai las puțin. E un ardei gras pe care vreau să-l pun eu în câmp. Am undeva la 1500 de fire aici. De fapt nu, am semănat 2000, dar undeva la 1500 o să pun eu, restul vând. Da, deci mai am cam 1500-2000. Asta vreo 6000 de răsaduri de ripicat acum foarte recent, cât de curând ar trebui. Pe urmă urmează roșiile Bobcat 2000 de ripicat și cam am terminat cu ripicat, pentru că vinetele nu o să fie ripicate, le-am pus direct la 70. Cam asta urmează să fac în următoarele zile. Bun, în solarul al doilea v-am arătat, avem varză care în aproximativ 5 săptămâni ar trebui să fie bună de recoltat, maxim 6. Asta o să vedem cum o să se dezvolte. Pe urmă vom pune dovlecei. Iar la final de lună mai, început de iunie chiar, pe acolo, pe undeva, în cele două solari vor fi gogoșari și capia. Iar aici în solarul ăsta mai mic, anul ăsta vreau să testez mai multe feluri de roșii, mai mulți hibrizi. Chiar acum am pus comandă, o să testez. Vreau să vă personal Alamina F1, pentru că am auzit foarte mult că e productiv, că e bun, gustos, nu știu ce. Deci vreau să încerc Alamina F1, vreau să încerc niște roșii roz, niște roșii cherry și încă un hibrid de roșii care mi-a plăcut constant când l-am văzut în poze și pe filmări, pe internet, pe din astea, Matissimo F1 și un hibrid de castravete care se numește SV4097, deci e un cod de la Seminis, din câte mă aduc aminte, da. Deci astea vreau să le încerc aici în solarul mic.
toți acești patru hibrizi de roșii, i-am văzut în poze, i-am văzut în filmări. Mi-a plăcut ce am văzut, dar acum vreau să-i testez eu personal. Deci vreau să-i pun aici în solar, vreau să-i văd, vreau să văd ce pot și vreau să văd, bineînțeles, calitatea fructelor și calitatea gustului. Mă interesează foarte mult gustul și de aia vreau să-i încerc pe toți. Bun, deci cam asta e povestea cu ce am făcut în ultimele zile aici, cam asta e povestea cu stagiul la care ne aflăm momentan. O să încep să pregătesc solarul pentru dovlecei, pe urmă o să mă pregătesc terenul unde eu vin, roșiile plantate, vreau să-l pregătesc de două ori, să fie foarte bine lucrat. Cam atât pentru astăzi, o să vin cu alte materiale cu ce să mai facem pe aici. Mulțumesc că m-ați urmărit, până data viitoare vă doresc succes în ce faceți.